începerea proiecției Copilul Problemă. Vom avea și o dezbatere care are legătură cu, cu filmul, cu subiectul, cu tematica filmului și cu cele trei cărți pe care noi le-am ales din colecția Parentaj a editurii Herat, care în conținutul acestor cărți tratează ceea ce dumneavoastră ați văzut în cele 120 de minute de film. Este vorba despre revolta corpului pentru binele tău și drama copilului interior de Alice Miller. Cum vă spuneam, avem alături de noi trei specialiști, trei psihologi, psihoterapeuți. Este vorba despre Sorina Petrică, psiholog clinician, psihoterapeut Iulia Feordeanu, psiholog, psihoterapeut iunghian, o invit și pe Iulia alături de noi, și Sabina Stugariu, de asemenea psiholog, psihoterapeut integrativ. Specialiștii pe care i-am ales în această seară sunt invitați să vă împărtășească dumneavoastră câteva repere practice din teoriile psihologice și educaționale actuale, care ne pot ajuta cumva să avem o înțelegere mai bună, mai plină de empatie și compasiune față de copiii noștri și față de problemele lor. O comunicare mai bună, o dinamică mai armonioasă în relația părinte-copil. Vom discuta alături de invitații noștri despre răni emoționale, respingere, abandon, frici, traume, vulnerabilități și revoltă, despre dependențe și provocări, conectare, atașament și empatie. De asemenea, vom discuta despre rădăcinile violenței în copilărie, agresivitate, abuz, etichetări, bullying, ceea ce ați văzut și, și în film, despre cum putem înțelege nevoile emoționale ale copiilor, despre cum putem, până la urmă, îmbunătăți, dar în mod conștient, viața emoțională a copiilor. Am să le rog pe invitate să ne povestească pe scurt, până începem cu șirul de întrebări, impactul pe care, mai ales impactul emoțional pe care acest film l-a avut asupra lor. Știu că l-ați văzut, Iulia chiar îl văzuse și a impresionat-o foarte, foarte mult. Haideți să stăm aici, te vadă și lumea. O să vă mai las și acest microfon și eventual când deschidem către public. Să spun ceva despre film. Filmul mi s-a părut că reflectă extrem de bine realitatea, pentru că am avut ocazia să colaborez timp de 5 ani cu Direcția de Protecție a Copilului din România, din București și din țară. Și am văzut copiii cu povești asemănătoare și comportamente asemănătoare cu Benny și educatori, psihologi, asistenți sociali care încearcă ani de rând să facă tot posibilul să ajute acești copii problemă. Pentru mine, ca specialist și cu experiența pe care o am lucrând cu protecția copilului, filmul a fost mai ușor de suportat. Nu știu cum este pentru un spectator care se confruntă poate pentru prima dată cu aceste realități. Dar sunt și realități, nu este vorba doar despre ficțiune. Din păcate, sunt foarte mulți copii și care ajung ulterior adulți și fac copii la rândul lor pe lume, care nu au avut parte de suficientă siguranță în copilărie și de suficientă înțelegere din partea adulților, înțelegerea propriilor lor, a nevoilor a acestor copii și, din păcate, în absența unui mediu sigur și a unor părinți suficient de responsabili, copiii nu se pot dezvolta armonios. Echilibrul lor emoțional, după cum am putut să vedem și în film, este serios zdruncinat și de foarte multe ori, din păcate trebuie să spun, de cele mai multe ori, nu se recuperează. În ciuda
celor mai bune intenții ale multor adulți. Deci filmul chiar reflectă realitatea așa cum o putem întâlni peste tot în lume. Am avut ocazia să lucrez la proiecte de sprijin emoțional prin Sandwork Expresiv atât în România cu copii din sistem, cât și în alte țări, inclusiv în Asia și Ucraina. Și peste tot copiii instituționalizați sau copiii problemă, copiii abandonați, copiii abuzați, copiii care nu au fost respectați suficient în prima parte a vieții lor, sunt la fel. Mulțumim, Iulia. Eu mi-am și notat niște mici testimoniale despre părerile invitaților noștri. Aș vrea să o întreb pe Sorina Petrică. Până la urmă, cum putem vindeca rănile emoționale, traumele din copilărie, atât în cazul unui adult și cu atât mai mult în cazul unui copil? Personajul pe care l-am văzut în film este ceea ce suferă de ceea ce noi numim specialiștii PTSD complex. Adică este o tulburare care se numește, e o tulburare de stres post-traumatic, dar nu este o tulburare de stres post-traumatic simplă, ci este o tulburare complexă, pentru care la bază o serie de tulburări care apar în mica copilărie. Asta înseamnă că copilul a fost expus la mai multe tipuri de traume, ceea ce a dus la o complicare a modului în care el funcționează. Tratamentul sau vindecarea este posibilă doar în relație. Sistemele de protecție a copilului din întreaga lume reprezintă o soluție imperfectă, de fapt, pentru acești copii, pentru că de cele mai multe ori ei sunt mutați dintr-o casă în alta, sunt mutați și ori de câte ori reexperimentează o rupere a relației, copiii reexperimentează abandonul. E ca și cum se retraumatizează cu orice relație sau cu orice situație în care ei se atașează, după care pierd acea relație. Vindecarea este posibilă doar în cazul în care acești copii reușesc în cele din urmă și cu foarte multă strădanie să se atașeze de un adult, pentru că au nevoie de o figură constantă în viața lor. Și în momentul în care lucrul ăsta se întâmplă, e nevoie nu doar de o figură constantă, e nevoie cumva ca acești copii să primească ceea ce ei n-au primit niciodată, respectiv respect față de ceea ce sunt ei ca persoane, nu față de ceea ce își doresc părinții să fie, înțelegere, acceptare, iubire necondiționată. Toate lucrurile astea sunt foarte greu de obținut pentru un copil cu istoric de abandon, pentru că abandonul te învață că nu poți să ai încredere în ceilalți, că adulții sunt o sursă de pericol. Și într-un fel, un copil cu istoric de abandon se atașează foarte greu într-o altă relație. Asta este marea problemă, de fapt. Pentru că strădania adulților care întâlnesc un copil cu istoric de abandon trebuie să fie foarte mare. Oamenii ăștia trebuie să fie foarte persistenți și, după cum observați, ce se întâmplă iarăși în cazul copiilor traumatizați este că ei dezvoltă o serie de dificultăți emoționale care sunt foarte greu de gestionat. Ce înseamnă asta? Înseamnă cumva că trăiesc și experimentează emoții de o intensitate foarte mare și au foarte mari dificultăți în a se liniști singuri. Adulții, de exemplu, cu PTSD complex, cu trauma asta de dezvoltare, folosesc deseori autovătămarea corporală, adică se taie, se ard pe mâini, folosesc alcoolul sau alte surse de liniștire. Copiii nu au altă șansă de a se liniști decât să ducă la extrem activarea asta emoțională, pentru că în momentul în care intră într-o criză, sistemul nostru de răspuns la stres eliberează o serie de substanțe de calmare, un fel de opioide, și atunci intră într-o stare de calm, e ca o stare hipnotică, în care pur și simplu de la o activare foarte puternică intră într-o zonă de freeze în care nu mai simt nimic.
și ei funcționează în registrul ăsta emoțional, de sus, jos, sus, jos, dar nu ajung niciodată sau aproape niciodată la nivelul mediu care să le permită cumva o gestionare adecvată a emoțiilor. Adulții se vindecă la fel. În cadrul unei relații cu un adult, adică un terapeut, care să-i ajute să se simtă înțeleși, acceptați, validați. Nu terapeutul este cel care îi vindecă, pentru că terapeutul este doar un instrument. Ce avem nevoie ca terapeuți și ce construim de fapt în adulți, construim o parte care să-i ajute, o parte din sinele lor, care să le ofere ceea ce ei n-au primit atunci când erau mici. Acea dragoste necondiționată, acel respect față de propriile lor emoții, față de propriile lor nevoi. Deci, într-un fel, nu terapeutul este cel care vindecă, ci îl ajută pe om să-și construiască o zonă de resurse care să îi satisfacă acel gol rămas în el ca urmare a deprivării din mica copilărie. Mulțumim, Sorina Petrică. Refularea durerii din copilărie influențează nu numai viața unui individ, ci și taburile întregii societăți, spune Alice Miller în drama Copilului Interior. Și este cumva ideea fundamentală de la care pleacă mai toate cărțile ei. Emoțiile nu sunt un lux. Ele ne ajută să supraviețuim și să dăm sens vieții noastre. Însă privite ca un lux, respinse atunci când sunt negative sau diferite sau prea intense, ajung să fie negate, refulate, interpretate sau reinterpretate pentru a ne proteja de durere, de însingurare și nesiguranță pe care le-am putea produce odată expuse. Pentru a putea să trăim plenar și conștient emoțiile noastre, avem nevoie de cineva, de un alt cineva care să ne accepte pe deplin, să ne înțeleagă și să ne sprijine, să ne arate empatie și emoție. Ne-a scris într-un testimonial următorul invitat, Sabina Strugariu. Sabina, aceste traume din copilărie au legătură cu stilurile de atașament? Da. Au foarte mare legătură cu stilurile de atașament. În momentul ăsta sunt foarte emoționată. Mi-am dat seama că pe măsură ce vorbeai, așa mi-a avut inima bătând în microfon. Și este a doua oară când văd filmul ăsta și impactul a fost unul destul de mare. Deși am auzit-o pe Iulia mai devreme spunând că, mă rog, pe noi specialiștii ne impactează mai puțin. Nu știu ce să zic despre asta. Și cred că am o mare problemă cu acest cuvânt, cu copilul problemă. Îmi place mult mai mult titlul inițial, System Crasher, care pune cumva accentul pe cu totul altceva, pentru că nu cred că copilul este problema. Niciodată copiii nu sunt problema, tocmai datorită, sau mă rog, stilului de atașament. Faptul că atunci când suntem copii, noi preluăm stilul de atașament al părintelui sau al adultului care are grijă de noi și ne ajută să ne dezvoltăm. Benny, de exemplu, este un copil care, așa cum spunea Sorina, are PTSD complex, dar ca și stil de atașament este dezorganizat. Este unul dintre cele patru stiluri de atașament. Nu știu dacă vă este familiară teoria atașamentului, însă John Bowlby, cel care a dezvoltat-o, spunea că sunt patru stiluri de atașament. Unul este stilul sigur, atunci când copilul primește prezență și atenție și iubire necondiționată și toate lucrurile frumoase despre care vorbea Sorina mai devreme. Mai este un stil ansios, atunci când copilul simte cumva toată anxietatea, neliniștea părintelui de a avea grijă de el. Și stilul evitant, când copilul poate alege să nu mai interacționeze atât de mult cu părintele pentru că primește o distanță sau simte o distanță emoțională atunci când cel care are grijă de el este de fapt indisponibil emoțional și nu poate avea grijă de el. Și stilul dezorganizat este atunci când nu primește nimic din ceea ce are nevoie și se dezvoltă cu aceste carențe, această incapacitate de a se atașa și de a păstra atașamentul, cu această incapacitate de a-și regla singur emoțiile, pentru că
în primii ani de viață, mai ales în copilăria foarte mică, între 0 și 3 ani, tot ceea ce se întâmplă în creierul unui bebeluș, da, în creierul unui copil, ține de modul în care relația dintre părinte și copilul respectiv, da, se dezvoltă, pentru că copilul își reglează, sau da, în creierul copilului se creează aceste circuite și tot ce se întâmplă în relația cu adultul care l-are în grijă. Pentru că un copil nu poate să-și ofere, dincolo de faptul că nu poate să-și ofere nevoi de bază, dar nu se poate hrăni singur, nu poate să meargă la baie singur, nu poate să facă nimic singur, vă dați seama că nici emoțional nu poate să-și ofere nici reglare, nici atenție, nici nimic. Dar are nevoie de acest adult care să fie dispus să-i ofere lucrurile astea. Dacă adultul este, cum era și mama lui Benny în film, un adult la fel de vătămat, nici nu știu cum să-i spun, da? Pentru că nu e, e un exemplu de adult care nu-și poate gestiona problemele, care nu poate ieși dintr-o situație dificilă, care nu se poate ține de promisiuni, care practic nu poate să facă nimic din ce ne-am așteptat de la un adult. Și este la un moment dat, are ea o replică, mama lui Benny în film, când spune că nu, că e frică de, da, de propriul copil, dar e frică și pentru că dacă ar lua-o înapoi, băiețelul ei copiază comportamentul lui Benny, nu comportamentul problemă, care de fapt vine de la adult, nu vine de la copil, da? Adică acest băiat care trăiește cu ea duce mai departe același timp de comportament, în schimb totul se pune pe faptul că există acest copil, problemă, și tot ce se întâmplă în sistem și acasă cu copiii, problemă, care sunt demonizați și de care ne este frică și toate emoțiile lor sunt greu de gestionat, dar de fapt asta se întâmplă de multe ori pentru că noi ca adulți avem acest copil interior care este la fel de vătămat și de care ne este frică. Și atunci, pentru că ne este dificil să avem grijă de noi, proiectăm asupra propriilor copii ceea ce nu putem să facem pentru noi. Mulțumim, Sabina. Așa cum știm din cărțile de psihologie, iar cărțile lui Alice Miller publicate în colecția Parentaj a editurii Herald sunt relevante pentru acest subiect, traumele din copilărie și un mediu lipsit de predictibilitate și nesigur pentru copil creează un soi de facturi, de fracturi, de scindări în psihicul copilului, care sunt foarte dificil, în unele cazuri, din păcate, chiar imposibil de compensat sau de vindecat, așa cum s-a spus puțin mai devreme. Consecințele acestor răni emoționale se văd în tulburările de comportament ale copiilor. De fiecare dată când vedem un copil problematic, trebuie să înțelegem că acel copil a suferit și suferă în continuare foarte mult ca urmare a lipsei de îngrijire adecvate din partea adulților din jurul său. Iar filmul nu ne lasă să avem niciun dubiu în acest sens, ne spune Iulia Fiordeanu, psihoterapeut, instructor, aware parenting, educator safe. Iulia, crezi că psihoterapia ajută în astfel de situații, cum am văzut noi în filmul Copilul Problemă? Și când vorbesc de psihoterapie, de ședințe de psihoterapie, mă refer și la cele în care psihoterapeutul lucrează cu copilul, dar în care poate lucrează psihoterapeutul și cu părintele copilului și acesta având nevoie de terapie. Vă pot spune din experiența pe care am avut-o în sistem, în sistemele de protecție a copilului cu copiii, tocmai pentru că, așa cum au spus și colegele mele, acești copii traumatizați, cu tulburări de atașament, nu au încredere în adulți și nu se atașează, este foarte, foarte dificil, spre imposibil, ca psihoterapia să îi ajute. În schimb, s-a constatat prin această metodă și există și aici la stand cartea Sandwork Expresiv, care este o metodă de sprijin emoțional, derivată dintr-o metodă de terapie non-verbală din jocul cu nisip. Prin această metodă în care copiii lucrează în liniște și lucrează într-un context special de grup, puteți citi cartea, e foarte interesantă, eu iubesc foarte mult și mă bucur că ați adus-o la stand în seara asta. Deci, cumva, într-un mod indirect, copiii pot fi ajutați prin anumite metode și tehnici să se reconecteze cu propriile lor resurse, ca să poată avea mai multă încredere în ei și ca partea constructivă a psihicului să poată să-i ajute ulterior să se și atașeze de o persoană.
Dar, încă o dată, în cazul acestor copii atât de traumatizați, cu tulburări de atașament dezorganizat, este foarte, foarte dificil, după cum se vede clar în film, ca ei să aibă încredere într-un adult și să se lase cumva ghidați sau să se lase pe mâna unui adult. Și atunci psihoterapia este dificilă. Vorbim despre psihoterapia cu părinții acestora, avem încă alte mari dificultăți, pentru că în cazul adulților, psihoterapia nu are cum să funcționeze fără colaborarea pacientului sau clientului. Iar eu știu și foarte mulți oameni știu că mulți părinți nu sunt conștienți că au o problemă. Și atunci, dacă ei nu realizează că au nevoie de ajutor, că au nevoie de psihoterapie, nu pot beneficia de psihoterapie. Deci nu poți să psihoterapeutizezi un om fără voia lui și fără colaborarea lui deplină. Practic, așa cum a spus și Sorina, psihoterapeutul nu ajută sau nu face ceva în locul clientului. Trebuie să existe o motivație interioară și această zonă de resurse, zona constructivă din psihicul celui care apelează la psihoterapie, trebuie să se activeze singură. Mulțumim! Experiențele traumatizate, precum abandonul, abuzul de limbaj sau abuzul emoțional, neglijarea, schimbă în mod decisiv modul în care copilul percepe realitatea. Lumea devine un loc plin de pericole, încrederea în propria valoare și în ceilalți este profund afectată. Când trăiești în fiecare zi cu această nesiguranță, creierul nu are altă opțiune decât accesarea strategiilor de supraviețuire. Studiile de specialitate arată că istoricul de abuz, neglijare și abandon se asociază cu dificultăți cronice în reglarea emoțiilor, controlul comportamentului și controlul impulsurilor, cum am văzut de altfel și în filmul Copilul Problemă din această seară. Dezvoltarea acestor abilități nu este posibilă decât într-un context de relație cu un adult care să fie o prezență stabilă în viața copilului, să ofere siguranța mult necesară pentru a se putea ocupa de alte lucruri decât supraviețuirea, și anume să exploreze lumea, curiozitatea, imaginația, să se joace, să învețe, ne spune Sorina Petrică într-un testimonial. Și aș întreba-o pe Sorina, un părinte cu un istoric de viață traumatizant, mai ales copilăria, un părinte anxios, așa cum s-a spus puțin mai devreme, poate chiar cu anumite accente depresive, un părinte care la rândul lui a avut, vorbind despre istoricul de viață, a avut un părinte anxios și depresiv, un părinte tot cu o copilărie traumatizantă. Toate acestea se pot transfera, toate emoțiile negative se pot transfera și asupra propriului copil? Traumele care nu sunt procesate la nivelul adulților ajung la copii. Dacă ați observat, această mamă, sau acestei mame, era foarte frică de propriul copil. Cu siguranță ea a avut un istoric de abuz fizic în familia ei, pentru că într-un fel, în momentul în care te întâlnești cu comportamentul agresiv, dacă tu ai o traumă neprocesată, comportamentul copilului devine un trigger și propriu zis asta te bagă pe tine în propria ta traumă și nu-ți mai vezi copilul, nu vezi decât părintele care te-a abuzat. Sunt foarte mulți părinți care ajung în terapie pentru că fie își bat copiii, fie le e frică de ei. Și în momentul în care discutăm despre lucrurile care îi trigăruiesc, adică care sunt acele comportamente ale copilor care generează în ei o reacție emoțională intensă de furie sau de frică, marea majoritate ajung în viața lor, în povestea lor, în relație cu un părinte abuziv. Pentru că, știți, creierul nostru sau abuzul neprocesat rămâne imprimat în corpul nostru, la nivel de senzații, de emoții. Memoria emoțională nu este o emoție, nu este o memorie în care avem o poveste cu lucruri care s-au întâmplat, cu anumite secvențialitate și așa mai departe. Memoria emoțională este o memorie care, în proporție de 94%, o avem în corp. În momentul în care eu am o istorie de abuz, orice context din prezent care mă duce cu gândul la acel abuz,
îmi poate declanșa reacții fizice asociate abuzului fără să știu legătura primară care s-a făcut. Adică e ca și cum nu știu de ce mă simt așa, dar am un atac de panică sau am o frică foarte mare atunci când mă uit la cineva care țipă la mine și așa mai departe. E important cumva să înțelegem, eu când am văzut filmul, inițial am fost atât de furioasă pe această mamă, deci, dar a fost mai degrabă o furie care venea din neputință, pentru că mi-am dat seama că acest copil a avut toate opțiunile închise. După care, deci aici am reacționat cu partea mea de copil, după care a venit partea de adult și a zis, ok, ce șanse avea această femeie? Pentru că în realitate nimeni n-a sprijinit-o. Citeam un articol zilele trecute și oamenii au ajuns, cercetătorii au ajuns la concluzia că se investesc foarte mulți bani în centre de plasament, dar se investesc foarte puțin bani în susținerea familiilor, în tratamentul acestor oameni traumatizați. Sunt foarte multe programe de intervenție pe atașament, foarte multe. Unele dintre ele sunt validate științific. De exemplu, la noi în țară a fost un domn pe care îl cheamă Kent Hoffman și a format foarte mulți specialiști în intervenția pe atașament. E o intervenție în mica copilărie, pentru că dezvoltarea emoțională se face în primii ani de viață. Atașamentul, cu toate amintirile, se formează în primii ani de viață. Ce se întâmplă în familie în primii ani de viață are un impact decisiv asupra modului în care va funcționa creierul toată viața. Dezvoltarea este de jos în sus și de la dreapta la stânga. În momentul în care un copil nu are un sprijin din partea unui adult, creierul e total dezorganizat. Ați văzut comportamentul haotic al acestei fetițe exprima de fapt o funcționare extrem de haotică de la nivelul creierului ei. Era ca și cum nu avea niciun fel de resursă cognitivă care să o ajute să se liniștească. Deci, în mod normal, când copiii sunt furioși, sau noi, adulții, când suntem furioși sau când este frică, în creierul nostru se produce o splituire, adică o împărțire. E ca și cum toată funcționarea intră pe creierul emoțional, care e de la nas în jos. Cortexul, cu toate abilitățile cognitive pe care noi adulții le avem, copiii nu le au, părinții sunt cei care îi ajută să se regleze emoțional, cortexul este decuplat de la creierul emoțional. Dacă ai emoții foarte intense, nu mai ai acces la cortex. Ai nevoie de un pic de timp să stai, să te liniștești, astfel încât cele două părți ale creierului să se cupleze și să poți să ai un răspuns care să te ajute să-ți menții relațiile cu ceilalți sau să-ți rezolvi problemele în mod eficient. Copiii nu au nicio șansă. Pentru că în momentul în care ei nu au cortex, cortexul se dezvoltă, de exemplu, de la naștere până la 24 de ani, ce are un copil în mica copilărie? Are creier emoțional și are cele trei strategii de funcționare, lupta, fuga sau înghețul. Cu cât neputința e mai mare, cu atât va folosi frizul sau înghețul. Este starea hipnotică de care vă spuneam, în care nu mai simt nimic. E ca și cum sunt cu corpul aici, dar emoțional nu ajunge nimeni la mine. Sunt foarte mulți copii traumatizați care au învățat să se uite la o situație dureroasă de departe, ca și cum se decorporalizează. Ies din corp, corpul lor într-o situație, dar ei emoțional nu sunt acolo. Și e ca și cum spun, mă uitam dintr-o parte a camerei și aveam senzația că e altcineva care... Asta este o strategie de a face față unor experiențe emoționale intense. E foarte greu de înțeles cum funcționează un om traumatizat, pentru că tot ce știm noi despre noi nu funcționează la fel. Adică e ca și cum e o altă lume. Și pentru un copil care a fost abandonat în mod repetat, care a trebuit să se descurce singur, gândiți-vă, frica este emoția care l-a însoțit permanent. Pentru că, într-un fel, frica este emoția cu care noi facem față pericolului. Și atunci când ne e frică, sistemul nostru de răspuns la stres se activează. Pentru că frica e o emoție prin care trebuie să facem niște lucruri să fugim de pericol sau să luptăm cu el. Un copil care trăiește în frică non-stop are sistemul ăsta de răspuns la stres hiperactivat. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că toată
biologia lui este dată peste cap. Este o carte interesantă care se numește Biografia noastră devine biologie. Da, ceea ce trăim este înscris în corpul nostru. Reacția la stres este foarte mult determinată de experiențele timpurii, pentru că un sistem hiperactivat este ca o ușă pe care tot tragi de ea și o deschizi și o deschizi și la un moment dat palamalele cedează. E suficient doar să dai un pic cu degetul că se deschide larg. Cam așa se întâmplă și cu sistemul de răspuns la stres a acestor copii. Ați văzut, avea reacții emoționale foarte intense plecând de la stimul minor, minuscul, pentru că reactivitatea e foarte puternică. Copiii ăștia ajung să se simtă amenințați de orice și dacă bate o pală de vânt altfel decât au știut ei. Nu mai punem la socoteală toate situațiile în care sunt duși în locuri noi, oameni noi, trebuie să o ia de la capăt. Și vreau să mai spun un singur lucru. Ce s-a întâmplat la final? Ce rol avea acel dinozaur pentru fetiță? Ați văzut ce a spus, că a spus o chestie interesantă. Pentru un copil la 9 ani a folosit un limbaj specific preșcolarului, a zis: dinozaurului este frică. N-a putut să vorbească despre ea, ci a pus emoția e ca și cum a spus despre dinozaur ceea ce vrea să comunice despre ea. Așa fac copiii preșcolari. Ei nu vorbesc niciodată despre emoțiile lor, dar vorbesc despre emoțiile jucăriilor lor. Pentru un copil de 9 ani, ăsta nu este un comportament specific, dar asta a arătat că era foarte frică, pentru că, de fapt, dinozaurul pe ea a ajutat să se simtă în siguranță. Dacă ar fi lăsat-o să treacă cu dinozaurul, probabil că povestea ar fi fost alta. Dar i-a luat singurul element de siguranță din viața ei. Și ați văzut, de fapt, ce s-a întâmplat. De fapt, nu putu să-l dea. Mulțumim foarte mult, Sorina. Din public, da? Cred că poți vorbesc suficient de tare. Ați spus de mai multe ori sintagma traumă neprocesată. Da. Dacă nu e mult prea complicat, cum imaginez că nu e ușor de povestit asta? Cum putem noi să începem măcar să procesăm traumele? Deci, știm că avem o traumă neprocesată. Atunci când ai o reacție emoțională intensă la o anumită situație, când ai o serie de imagini asociate care sunt foarte vii și într-un fel o parte din creierul tău când se întâlnește cu un trigger, trăiește acea situație ca și cum ceea ce ți s-a întâmplat, ți se întâmplă în prezent. Procesarea înseamnă să reușești să integrezi informația traumatică care nu este integrată în sistemul mnezic, să reușești să o integrezi în sistemul mnezic, asta însemnând cumva că ai nevoie să treci împreună cu cineva, nu singur, prin această experiență, să o trăiești într-un context de siguranță, astfel încât hipocampul, care este setul memoriei conștiente, să poată la un moment dat să pună punct și să spună da, experiența asta a fost, aparține trecutului. Pentru că în timpul unei experiențe traumatice, când intensitatea emoțiilor este foarte intensă, hipocampul, care este setul memoriei conștiente, este suprimat. Procesarea se face cu ajutorul amigdalei, a creierului emoțional, iar acolo noi nu avem povești, adică nu avem cuvinte, că e într-o zonă subcorticală. Și ce reținem dintr-o experiență, reținem informații fragmentare care nu sunt legate unele de altele. Terapia ajută pacientul sau clientul să scoată informațiile astea fragmentare, să le aducă pe masă și să reconstruiască povestea. Când povestea este reconstruită, și omul dă un sens la ceea ce a trăit și, în primul rând, înțelege că nu a fost vina lui, pentru că foarte mulți oameni, de exemplu, într-o experiență de viol sau de... au sentimentul că ei au făcut ceva greșit, că din cauza lor s-a întâmplat. Și în momentul în care înțelegi cu creierul, cu altă parte a creierului tău, cu creierul adult, înțelegi de fapt că experiența asta este ceva care a fost, s-a întâmplat, da?
abia în momentul ăla poți să treci peste ea. Și ce se întâmplă când ai trecut peste ea este că te uiți la acea experiență, dar nu mai produceai nimic în tine. Știi că a fost a ta, poate te mai doare, dar nu mai retrăiești ca și cum acum ți se întâmplă. Și nici nu te mai activează la anumiți stimuli. Cu drag. Mai sunt întrebări din public? Bună seara! Nu am înțeles foarte, sau nu mi este foarte clar momentul în care mama a abandonat-o pe Bene. Adică a fost abandonarea și după aceea au început crizele de furie sau ca urmare a crizelor de furie mama care nu făcea față situațiilor a abandonat-o? Adică puțin cronologic. Mulțumesc! Nu știu dacă o să-ți răspund la întrebare, dar la un moment dat când îi povestește doamna, nu mai știu cum o cheamă, Barfane, vorbește cu unul dintre educatori și îi povestește, îi spune să nu atingă pe față, da? Să nu-i atingă fața, pentru că singura persoană care poate să-i atingă fața lui Beni este mama, datorită faptului că a fost foarte traumatizată și că a fost asfixiată cu scutece, da? Ce îmi imaginez eu despre abandon este, în povestea asta, este că emoțional mama oricum n-a fost prezentă, da? Probabil că fiind într-un context abuziv, spunea Sorina că probabil, da, și ea, de la rândul ei, provenea dintr-un astfel de sistem familial foarte abuziv, da? Era în relație cu o persoană foarte abuzivă, nu se spune foarte clar ce s-a întâmplat, adică ne putem imagina cam care a fost contextul. La un moment dat Beni chiar mai spune despre Andy, un alt tip, care nu era tipul ăsta cu care era mama acum, da? Deci nu știm, e o poveste în care apar niște personaje despre care nu știm foarte multe lucruri. Cert este că cumva la un moment dat, da, această fetiță cred că se luptă cu trauma în felul ei, da? Adică refuză, face, ea în loc, da, instinctul luptă sau fugi, da? Ea luptă foarte mult. Mie așa mi se pare, nu știu, dar are această reacție de luptă care pentru mamă, da? Este prea mult, pentru că ea este o submisivă, da? Ea stă în contextul în care, da? Se întoarce, deși promite că o să o ia, se întoarce a nu știu câta oară și își retrage cuvântul, cel mai probabil pentru că s-a întors în același context. Da? Pentru că în momentul în care doamna Banafe, cum o cheamă, când o întreabă cum merg lucrurile acasă, ultima dată când ea a venit și a spus că nu o mai poate lua, ea nu răspunde, spune nu înțelegeți. Deci cel mai probabil ea s-a reîntors la bărbatul respectiv, de-aia nu putea să o ia. Nu știu, are sens ce... Adică nu cred că... A abandonat-o pentru că, sau nu, întâi a abandonat-o și după aia fetița a început să reacționeze așa. Ea a început să reacționeze așa ca urmarea traumei, ceea ce a început să facă ca relația să fie foarte dificil de dus pentru mamă. Am răspuns, nu știu dacă. De regulă, cum un părinte cu istoric de traumă, abandonul se realizează înainte ca copilul să ajungă în instituție. Adică, într-un fel, emoțional vorbind, această mamă nu putea să-și conțină copilul. Punct. Furia este o emoție care apare la copii în mod pregnant. 2-3 ani este o vârstă în care furia apare așa cu niște manifestări foarte, foarte generoase. Pentru un părinte care are o dificultate în a își tolera și accepta propria emoție de furie, e foarte greu să susțină un copil furios. Și dacă ar fi avut niște reacții medii, copilul ăsta oricum avea niște reacții extrem de intense, adică e clar că acolo era rezultatul traumei, dar ca să ajungă la nivelul ăla de dizregulare emoțională, că asta era, copilul ăsta a trecut prin niște etape.
Etapa este că, prima etapă este faptul că abandonul de fapt s-a produs înainte ca el să meargă în instituție. Adică, într-un fel, un copil, prima reacție la abandon, când copilul nu poate să ajungă la adult, deci adultul e fizic acolo, dar emoțional nu e acolo. Prima reacție este plânsul. A doua reacție este protestul, furia, pentru că voi face tot ce îmi stă în putință să te aduc lângă mine sau să intru în contact cu tine. Și dacă nici asta nu merge, apare starea de resemnare, dar e resemnarea în care copilul intră în friz. Pentru că, de fapt, neputința e atât de mare și singurul lucru pe care îl are de făcut este să nu mai simtă. Cam astea sunt cele trei reacții importante la abandon. Ulterior, ce s-a întâmplat? Aș vrea să răspund și eu pe scurt la o întrebare strict pornind de la film. În primul rând, mama și-a abandonat copilul atunci când a permis altcuiva să-l abuzeze fizic, să-i pună scutecele pe față, da? Deci este un fel de a-ți părăsi copilul în fața unui bărbat, probabil abuziv, sau al altei persoane abuzive, să nu-l aperi. Iar apoi filmul arată foarte explicit cum cei doi copii mici stăteau singuri acasă și se uitau la filme de groază. E o imagine foarte clar de abandon, adică să-ți lași copiii în plata Domnului și cu frigiderul gol, nu știu dacă ați observat, au mâncat pâine cu baton de ciocolată copiii. Deci cumva neglijarea este numitorul comun în această familie și probabil că și mama, nu probabil, sigur, la rândul ei a trăit în același mod. Asta se întâmplă în familii transgenerațional, cumva, familii care nu au grijă de copii, cresc copii care nu știu să aibă grijă de ei, ulterior se fac copii cu alți parteneri care nici ei nu știu să aibă grijă nici de ei, nici de copii și tot așa se transmite modul acesta. Iar neglijarea copilului este profund traumatizant, adică un copil, chiar dacă nu este bătut sau supus unor abuzuri de neimaginat, prin simplu fapt de a fi neglijat, este traumatizat și efectele neglijenței, neglijării copiilor sunt la fel de dramatice în dezvoltarea emoțională ca și celelalte forme de abuz. Iulia, ultima întrebare. Da? Uitându-ne la film, am putut să observăm cu toții o frântură din cum funcționează sistemul de protecție socială din Germania și aș vrea să știu, în contextul în care puteți răspunde, cu siguranță vă pricepeți mai bine decât noi, ce șanse au copiii din România, din sistemul nostru de protecție socială, pentru că nu știu câte comisii se întrunesc ca să discute despre binele lor. Mulțumesc! Nu vă pot răspunde la această întrebare pentru că nu lucrez în interiorul sistemului de protecție a copilului. Ce pot să spun e ce am spus deja și la noi, ca și în film, nu știu cum se întâmplă efectiv în Germania, în sistem sunt extrem de mulți oameni care se luptă și fac uneori chestiuni inimaginabile în sprijinul acestor copii. Dacă vreți, pot să vă spun părerea mea, apropo de ce se întâmplă la noi cu copiii din sistem, părerea mea este că sistemul însuși, statul și noi, fiecare dintre noi, nu facem suficient pentru a preveni abandon, pentru a preveni ca acești copii să ajungă în sistemul de protecție. Adică, nu se face educație sexuală, contracepția e o noțiune de care am auzit mai mult în București și să știți că este adevărat chiar și în ziua de astăzi. Familiile care își abandonează copiii în sistem, care fac copii pe bandă și îi lasă în sistem, sunt lăsate în continuare să se înmulțească liber, ceea ce mie mi se pare un act de irresponsabilitate din partea celor care pot fi mai responsabili decât acești părinți. Deci ceea ce se poate face mai bine, după părerea mea, nu neapărat să îmbunătățim sistemul, pentru că sistemul în Uniunea Europeană funcționează cam după aceleași principii și la noi ca și în film. Dar, în schimb, la noi se face foarte, foarte puțin, practic mai nimic, pe partea de prevenție a abandonului copilului. Sau, mă rog, se nasc foarte mulți copii care nu sunt doriți, să zicem și asta. Aș vrea
vreau să vă răspund, eu am lucrat cu copii instituționalizați. N-am lucrat în sistemul de protecție, am lucrat în niște ONG-uri. Dar am lucrat ca formator în sistemul de protecție. Situația în România este jalnică. Și când vă spun că este jalnică, eu mi-asum chestia asta, pentru că avem foarte puțini specialiști pregătiți în sistem, care lucrează în sistem, care să fie pregătiți în intervenția în traumă la copii. Foarte puțin. Sunt multe programe de intervenție pe atașament, unde, la fel, pregătirea, deci chiar dacă au o pregătire psihologică, intervenția în traumă necesită o pregătire specifică. Copiii care ajung în instituție, mare parte dintre ei sunt politraumatizate, adică au PTSD complex. Sunt, chiar dacă nu se manifestă cum se manifestă fetița din film, simptomatologia este cam pe acolo. Oamenii care lucrează cu acești copii au ei la rândul lor foarte multe dificultăți și nimeni nu-i sprijină. Nu sunt grupuri de supervizare, nu sunt grupuri de intervizare. Munca cu copilul traumatizat este o muncă foarte solicitantă. Probabilitatea de a dezvolta burnout în rândul persoanelor care lucrează cu copii instituționalizați este foarte mare. Și nimeni nu se ocupă de partea asta. Deci se fac foarte multe cursuri, dar eficiența lor este foarte scăzută, pentru că în realitate e nevoie ca oamenii ăștia să fie specializați. Este o soluție imperfectă, dar e mai bună decât nimic și trebuie să ne gândim ce putem face și cum putem face astfel încât o parte dintre acești copii să beneficieze de un context care să-i ajute să se dezvolte cât de cât. Ce o să facă la vârsta adultă este problema lor. Dar, într-un fel, dacă dorim cumva să-i ajutăm să învețe, să termine o școală, e nevoie să-i ajutăm emoțional. Un copil care nu are sentimentul ăsta de siguranță într-un mediu, nu poate învăța. Foarte mulți, ați văzut-o și pe fetița în film, impactul unei dizregulări emoționale mari este și la nivel cognitiv, pentru că în momentul în care creierul emoțional este preocupat cu siguranța, copilul nu mai are acces la cortex. Noi învățăm cu zona asta corticală. Foarte mulți copii traumatizați abandonează școala pentru că, de fapt, nu se pot concentra, au dificultăți de a sta și a aștepta sau a face ceea ce, mă rog, au probleme cu autoritatea, să nu mai spunem, da? Dincolo de etichete, că sunt instituționalizați, că sunt copii abandonați și așa mai departe, dar și cognitiv ei funcționează într-o manieră particulară care are legătură cu toată dezordinea asta emoțională. Mulțumim! Bună seara! Două întrebări. Prima ar fi când copilul problemă devine adult problemă și dacă se mai poate face ceva în acel moment. Cred că suntem foarte mult în întârziere. O să răspund eu foarte pe scurt și dacă vor colegele mele să adauge ceva. Este o întrebare prea complicată, adică nu există un răspuns standard. Depinde de copil, depinde de adult, depinde de foarte multe variabile. În general, un copil problemă are șanse mari să ajungă un adult problemă. Dar este greu să tragem o concluzie fixă. Pentru mine nu există copil problemă și nu există nici adult problemă. Există copii care au anumite dificultăți într-o anumită zonă, resurse și chiar și copii. Ați văzut-o și pe fetiță cum a interacționat cu tipul care a dus-o în pădure și pentru că un anumit tip de relație a făcut-o să funcționeze altfel. Fetița asta avea niște resurse. Nu există oameni problemă. În momentul în care folosim etichete, ce se întâmplă este că ne focusăm pe lucruri, pe comportamentele asociate etichete și nu mai vedem persoana. O persoană este mult mai mult decât problema pe care o are. Și într-un fel, maniera asta de abordare a oamenilor cu etichete nu ne duce nicăieri. Nu există copil problemă, nu există adult problemă. Sunt oameni care au dificultăți, dar în același timp au și resurse.
Am înțeles. Și a doua întrebare, pentru dumneavoastră din mijloc, ați spus că ați lucrat în centre. Am lucrat cu copii cu istoric de abandon. N-am lucrat în centrele de... Am lucrat în ONG-uri. Vreau să întreb ce părere aveți despre aducerea copiilor acasă, la casa voluntarului. Dacă este o idee bună sau atașamentul ar deveni prea puternic și... Ați văzut ce s-a întâmplat, pentru că, într-un fel, copilul cu istoric de abandon se atașează și nu numai că se atașează. O parte din el începe să fantasmeze și își creează un scenariu. Ea și-ar fi dorit ca tipul respectiv să o ia acasă, să... e foarte ușor pentru copii să-i ducem într-o altă realitate. Ei oricum sunt obișnuiți să trăiască în realități paralele. Ideea este că dacă facem asta, e ca și cum... Noi avem o limită, nici eu nu pot să-mi iau clienții acasă. Adică există o limită a lucrului cu acești copii, așa cum există o limită a lucrului cu clienții. Nu suntem prieteni, nu... fac parte din familie, nu povestim lucruri despre noi, în sensul că nu facem confidențe. Eu nu cred că este o idee bună ca un copil să ajungă la un voluntar acasă, în ideea în care există o relație care la un moment dat se va termina. Dacă relația, mă rog, este o relație care poate fi cultivată pe termen lung, astfel încât persoana respectivă să rămână o resursă pentru copil, poate fi o idee bună, dar depinde foarte mult de situație. Plăcere. Mulțumim, Sorina Petrică. Dacă nu mai sunt întrebări din public, am să rog pe Monica Felea să ne spună câteva vorbe. Monica este din partea Bad Unicorn, cu sprijinul cărora am văzut filmul în această seară. În seara o să fiu foarte, foarte scurtă. Vă mulțumesc în primul rând că sunteți aici. Ne-am gândit foarte mult dacă să luăm și să aducem filmul acesta în România. Știu că nu este un subiect ușor, de asta vă mulțumesc sincer. Mi-a fost foarte teamă că nu-și va găsi un public al lui sau că oamenii merg la cinema să mai uite de probleme și nu să o ia de la capăt. Așa că, na, îmi pare bine că am reușit cu ajutorul partenerilor noștri de la Herald să deschidem o discuție, pentru că asta ne-am dorit să facem și asta ne dorim în general să facem cu filme distribuite de noi. Să deschidem o discuție pe niște subiecte care sunt încă grele sau sensibile. Așa că vă mulțumim și nu știu dacă v-a plăcut să le recomandați și altor. Mulțumim foarte mult, Monica. Bad Unicorn. Aici se încheie dezbaterea noastră, drama copilului interior, atașamentul și empatia. Dezbaterea după proiecția filmului Copilul Problemă, System Crasher în engleză sau System Sprenger în germană. Le mulțumim invitatelor noastre, Iulia Feordeanu, Sorina Petrică, Sabina Strugariu. Eu aș face și o recomandare de carte acum pe final, pentru că cu siguranță ați văzut standul de carte în momentul în care ați intrat în sală. Am discutat sau am purtat discuțiile din această seară pe marginea titlurilor Drama copilului interior, Revolta corpului și Pentru binele tău, de Alice Miller, titlul publicat în colecția Parentaj a editurii Herald, titlul pe care le găsiți la stand, și v-aș mai face câteva recomandări de carte tot din colecția Parentaj a editurii Herald, care au legătură cu zona aceasta a înțelegerii de către părinți, de către adulți, a nevoilor emoționale ale copiilor, Disciplină cu dragoste și limite, de Jerry Wyckoff, Creștem împreună, de Naomi Aldort, O viață fără droguri, de Aleta Solter, de asemenea Jocul atașamentului, pentru că tot s-a pomenit puțin mai devreme despre stilurile de atașament, Jocul atașamentului, Aleta Solter, Crescându-l pe Cain, E băiat și Educație fără constrângeri, ultimele trei titluri de Michael Thompson. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și că ați avut răbdare până la final. Cu îndemnul de a citi, de a lectura cărțile din colecția Parentaj a editurii Herald, noi vă așteptăm și la alte evenimente în perioada
seară frumoasă și sărbători fericite!